Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Bacon! Să mai bine Baconița. Bă, dar ăștia au votat prima planșă. Votați-mă pe a doua sau pe ultima. Data trecută v-a plăcut super tare de mine eu când am fost Baconița cu Fundița. Așadar, haideți să mai facem încă un episod. Iarăși sunt Baconița cu Fundița și va trebui să-i caut pe ceilalți player. Ce ziceți, Cocolișilor? Astăzi îl mai batem pe Felix sau îl lăsăm? V-a plăcut foarte mult Baconița cu Fundița. Baconița cu Fundița! Și-a făcut patul de data asta. Salut, Cristina, Alex! Tu ești! Salut, Alex! Unde te duci? Nu mă bați, Cristina! Tu vezi ce mare sunt? Am tras la sală! Ce ai tras la sală? Ai mâncat sala! Acum că stăm în casă, putem și noi să facem sport, să ne ce-ar facem... Ce-ar fi să-ți găsești altul la care să mergi, nu după mine? Păi mă duc. Uite aici! Uite aici! A, câte playere sunt! Vreau să-mi bate inima. A, ce sare această jucătoare! Sare, că e frică. E frică. E se frică. Pare că... Asta e cea mai frică de Cristina. Stai să văd, să văd, să văd unde se duce. O las aici să creadă că nu sunt aici. Eu nu sunt aici, eu nu sunt aici. Ha! Oh my God! Cristina știe scheme. Stai puțin, că și această jucătoare se pricepe super bine. Stai puțin, mai duc mai degrabă după blondină. Ce nu după blondină? Blondina mi-a închis ușa în față? Bravo, blondina! Nu mă bate, Cristina! Te rog! Cristina! Găsește-ți altul! Mamă, ce tare e jocul, nu pot să cred. Frate, ce aproape sunt. Fugi că te prind, fugi că te prind. Oh my God, mamă, dar ea de ce aleargă mai repede decât mine? Așa că e mai subțirica. Și tu ești câte mai orangutanu. De asta? De asta. A, săraca asta acolo e frică. Cu ia uitați-o. Cum să ne frică te vede așa de tine? Vă spun că dacă vine un dinozaur, știi cum fuge în stânga-dreapta? Oh my God, e Cocos Cristina, să zică. Nu mai poate de frică! Stau aici și o aștept. Aha, vrei să pleci? Da. Să mergem funduleț. Este noua... Nu, bă, ce... Se pare că avem același păr, cum se poate? Am crezut că sunt unică! De ce cu fundulețul așa mic și umerea așa de orangutan? Cum adică funduleț mic? Unde nu de funduleț mare am? Cum adică poți să spui așa ceva? Nu vor spune așa ceva. Bine, haide că este timpul să o lăsăm pe roșcată. Se pare că și-a dovedit istețimea. Are abilități de gameriță, așa că am să o las întreagă. Ia uitați, acolo cumva un gamer arătos. Cumva un gamer arătos. Cristina, nu! Cristina! Cristina, ai milă! Vrei să am milă? Păi, nu știu ce să zic. Cristina, nu! Uite, mai mare decât canapeaua! Pe lung! Să văd dacă te descurci. Tu poți dar peste canapea! Eu nu pot dar peste canapea! Să văd dacă te descurci bine, deoarece acea gameriță s-a descurcat foarte, foarte bine. Stai că am văzut aici pe cineva în baie. Cineva în baia mea? A, nu era nimic, mi s-a părut. Cum adică cineva să-mi folosească mie baia? Baia, acolo e ieșire prin baia, dar nu știi tu. Am văzut, dar eu nu pot să mă plec, dar pentru că sunt prea mare. Ești prea la ta. Cineva în camera mea cu birou? Cineva îmi citește mie cărțile? Cristina, n-ai văzut Renciu? Cum poți să-mi ceri așa ceva? Eu și-mi bag cu Nicia! Cum poți să-mi ceri așa ceva? Zăra, sunt de Renciu, Cristina! Nu-i Renciu. Da, Renciul, unde-i Renciul? La blondă? Așa blondină fuge, face sport. Am găsit cheia care trebuie, dar am dat-o la parte. Puuu! Ce idee m-a venit, cum a fost frică când am văzut așa măcutan. Cine mi-a invadat casa? Aoleu, am văzut o blondină acolo. Dar am văzut cheia, dar n-am luat-o. Ai vrut să ieși cumva de aici? Hai cum facem să creadă că nu suntem aici. Stai pe fundulețul roșu. A, dar și ea se uită, stați puțin. Și ea se uită, este isteață. Uite Renciu, bă, fetelor! Cum nu faceți... Blondina! Ai trecut pe lângă mine, ai văzut? Aoleu! Am prins pe blondină, prima mea victimă! Uhuu! Cineva e umblă în garajul meu! Cineva e în garajul meu! Am plecat! Am plecat, scuze, bă! Se leagă cineva de mașina mea? Am plecat, de ce mașină faină ai? Așa e mașina mea acum! Ce mașină faină ai, Cristina, ești așa faină! M-am dat cruj, m-am îmbrăcat special ca să merg la plimbare și voi nu mă lăsați să merg cu mașina. Păi, șef, poate așa ceva. Cine poartă aripi la mine în casă? Nu, 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 nu te-am prins. Am crezut că te-am prins. Cristina, ia doar ce. Ha, ha! Felix, o să rașchitesc covorul dacă mai vadă la pul. Știu, mă roșu. Ești așa mare, Cristina, și câte un rangutan. Ideea este că voi sunteți doi și o să vă îngrămădiți acolo. A, v-am făcut să ieșiți. De frică. Mi-e frică. Ce frică, ce frică, de baconiță. Când Cristina nu-i mitică. A,
a doua mea victimă și pe care și-o fac imediat. Aoleu. Aici îți după roșcățică. Ia vină puțin până la gamer. Nu. Vină până la gamer. Nu. De ce? Fug după roșcățică. Vine Cristina Cocos. Vină puțin. Dar ce vrei să-mi faci? Să te salut. Ce vrei să-mi faci? Vină puțin. Aici sunt. Jos. De ce ai dat-o jos? Sărit, ha? Cât de tare ești atașă, baconiță! Baconiță cu fundiță și cu ruși pe buzițe! Da, Felix? Ha! Aoleu! Iese! Ia uite-te! Cum îți permiți? Cum îți permiți uite, ce să mă suntem, ce cuplu suntem! Cel mai frumos cuplu ever! Da, ia să facem o poză de cuplu! Ai de mine, dar ce pantalon roz am! Fă-i o poză de cuplu! Fă-i! Toată lumea să facă poză de cuplu! Fă-i! Dar ești o blondină lângă mine! Stai, că e frică! Am făcut! Cristina! Nu te pune cu baconița! Merg luați! Nu, Cristina! Cristina! Puși fata! Puși fata! Puși că vine Cocos Cristina! Nu, baconița cu fundița, cum adică... Eu nu sunt Cocos Cristina! Cocos Cristina? Eu sunt cu baconița cu fundiță! Baconița cu fundiță! Da, măi, pot să zic că această rușcată este mega tare! Știți? Este foarte tare, se pricepe mega, mega bine, este o jucătoare super tare. Uite aici, Felix, platforma. A, dar deja s-a pus platforma, oricum. Ok, cine este următoarea mea victimă? Cine e următoarea mea victimă? Nu, nu mă victimizați! Ba te victimizezi! Mi-a trebuit o carte, a găsit o carte, perfect, fata, a găsit cartea, fugi! Vom reuși să ieșim. Dar de ce vă pricepeți așa de bine, fraților? A, se pricepe, hai hi hu hi ha. Da, știu, este o adevărată gameriță. Hai hi hu hi ha. Vă duceți cumva să puneți cartea? Nu se duce nimeni să pună cartea? Aaa, victima mea! Ia uitați-o! Victima mea! Este, am deschis ușa! Hi-hi-hi! Acum trebuie doar să ies. Ce-a fost hi-hi-hi-ul ăla? De mascul feroce, știi? Cristina, e, ia vină jos! Ia stai cartea. Puțin! Cineva stai, că dacă nu ies, dacă te miști ești! Cristina, ce să te miști? Dacă ies pe bune? Am zis că dacă te miști, eu ies. A. Cine vrea să iasă de aici? Eu stau de pază. Nimeni nu iese din casa mea. Toată lumea stă în casă. Tu poți să pleci stroap. Pune pleci stroap la ușă. Ha-ha. Trebuia să pun mai la ușă. Na, ideea este că... Ești afară, dacă vrei. Aici, stai, pleci stroap. Ești afară. Nu, că dacă ești afară, cred că ești de tot. Nu. Cine vrea să iasă de la mine din casă? Ideea este că mai este o fată. Uite, asta. Asta. Mai pune pleci strapul peste tot, ca să o prins. Pun aici încă una. Bă, nu mă lasă să pun aici. Nu te lasă, pune în altă. Nu, nu poți că e prea aproape. Pune în altă parte, pune la intrările astea dacă vrei. Că doar ea trebuie să iasă. Stai puțin să văd. Dar e prea... Dar nu contează că tu stai aici, că ea trebuie să iasă, că o termina tot, știi? A, ok, este ultima? Da. Ok, pun aici o grămadă de curse. Stai să vedeți, mai pun cu o cursă aici. Ai prea aproape, nu mă lasă. De mai spate așa. Pun aici încă o cursă. Pune peste tot. Peste tot. Dacă vrea să iasă de la mine din casă, uite, nu am să uite acolo, uite acolo. Ce crezi că ești? Vreau să vină! Auzi, du-te în partea dreaptă, și blochează ușa cealaltă. Chiar nu poate să treacă. Ce este ți-aș Felix? Sunt gamea și acum blochează-i trapul celălalt. Stai că puși aici. Așa. Și punem și... Da. Și acum prind-o. Vezi ce este ultima mea victimă! Toată lumea stă în casă! Play nivelul 2. Haideți să vedem la nivelul 2, la librărie, la bibliotecă. Mai vrea la bibliotecă, sau vrei la bibliotecă, sau vrei ala dinainte? Îmi place ala mai simplu, mi se pare. Cu canalele? Da. Hai să dăm pe hard. Haide. Dăm pe hard. Suntem deja doi care vrem pe hard. Ce distractiv a fost să fiu baconița. Mamă, dar ce bine m-am descurcat. Baconița cu fundiță. Nu mai dați pe easy, vă rog, că m-am sunat dat easy. De pe bot, Dăm pe bot, 3. Ok. Un nivel player. Cristina, dar... Da, Felix. Sper să nu mai pice în nivelul 1, că dacă pic în nivelul 1 simt că nu mai pot, mai ales că nici tu baconiță. Cum adică, Felix, eu sunt cea mai tare baconiță? Adică îmi place mai nivelul 1. Auzi, dar mi-ar plăcea să fii și tu bacon. Ia să vedem, este și Felix bacon? Iar nivelul 1. Stai să văd dacă e Felix bacon. Nu, îți sperii nimic bacon. Nu este nimeni bacon. Doar eu am fost bacon. Nivelul 1. Hai că-l termină repede. Ok. Mamă, dar ce distractiv a fost să fiu baconiță. Nu a fost, un stres maxim. Baconiță cu fundiță, Felix. Pentru tine a fost stresat, pentru mine a fost super ok. Ok, acum știm cu tot ce trebuie să facem. Eu azi mă duc repede în pivniță. Du-te în pivniță și vezi ce găsești, merg în camera asta. Mamă, deci ce tare e jocul. Hai să ieșim repede ca să mergem, că de aia încolo cât vreți nivelul 1, dați nivelul 2. Trebuie să iau cheia albastră. 3. Cheia verde, unde puneam cheia verde? Nu mai știu unde puneam. Cheia verde, nu mai știu pe unde puneam.
A, dar știu pe unde, știu pe unde. Știi? Da. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Salut, Ferenc, vin după tine. Vin după mine, vin după tine. Vin după tine. Dar ce mare este casa asta lui Bacon. Uite aici e cheia verde. Aici e cheia verde. Aici o să găsești ceva. A, da, hai, bagă tu cheia verde și eu ca să bag cheia albastră după. Cheia albastră, cheia roșie. Red key, ești sus. Cheia albastră unde era? Cheia albastră era aici, uite. Aici după? Cine reușește să aducă wrench-ul, eu am cheia albastră, știi? Mai era ceva jos în pivniță? Nu, era doar... Vine Bacunița. Exact, vine Bacunița. Aoleu, Bacunița este altcineva de data aceasta. Eu mă duc sus ca să deschid ușa aia de acolo. Poți să vii cu mine acolo? Stai să văd cum poți să reușești să scap de Bacunița. Pe scări puteai să mergi de joi. De joi? Stai puțin că nu mă lasă. Ești geloasă pe Fundița mea? E foarte fain și nivelul 1, dar... E super tare și nivelul 1, Felix. Dar vreau ca să... Aoleu, vine Bacunița. Vine după mine. V-am zis-o că vrea să-mi fure Fundița. N-am să o las să-mi fure Fundița, n-am să te las. Ești numai Fundița mea. Ok, acum hai că mă descurc și am găsit cheia oranj și eu, da? Eu termin nivelul. Uite, eu am găsit cheia verde. Asta e cheia... Cheia galbenă, safe-ul. Bun, hai că-l pun. Băi, eu ce cheie rămân? Tu cu cheia rămâi când găsești cineva ranch-ul. Mă duc eu, dacă nu găsește nimeni ranch-ul, poate îl găsesc eu. Unde credeți că este ranch-ul? Unde e Bacunița, în primul rând? Măi, e la parter era. Perfect. Așa. Ce tare este jocul, am fraților. Am găsit taser-ul. Pentru 2 secunde pot să o blochez. Blochează-o. Dar unde-i? Ce cheie trebuie să mai iau eu? Ce cheie nu s-au făcut? Cheia albastră, zic-o când... uite, Bacunița la etaj, o blochez imediat. Ai grijă. Blochează. Cristina, vino să spui cheia albastră. Aici. Acum, cineva m-a eliberat? Da, da. Super tare, parcare. Adică Felix o debacunizează. Așa. Ce, uite, platforma. Gata. Hai, ia platforma. Am luat-o. Mi se pare mai grea de pus platforma, dar haide. Și după platformă, ce mai era pe aici, în colțul ăla? Era Bacunița. Cheia mor. Aha! Purple key, eu mă duc jos. Bacunița s-a prins în propria ei capcană. Ce tare! A pus capcana pe jos și am paralizat-o. A, da? Da, du-te sus să pui aia. Mă duc să pun platforma, dar nu știu sigur dacă mă pricep să o pun. Aoleu, era o cursă, era cât pe ce să mă... Frate, dar a pus curse peste tot această Bacuniță. Am găsit stick-ul. Bun, o să pun stick-ul. Vezi dacă poți să pui aia, că n-am reușit atunci. Păi n-ai reușit, că ți era frică. Facte de cine? Gata, am reușit. Să nu vină. Azi, ce gamerițe sunt. A, dacă am reușit, stați să iau de ce o carte, că era pe ce o carte, dacă țin-o bine minte. Unde e Bacunița? Am luat cartea verde. Ok, eu pun USB-ul. Pune USB-ul, eu mă duc să pun cartea verde. Okay, ne mai trebuie ranch-ul ăla. Cineva ce nu a găsit ranch-ul ăla să mi-l dea înapoi, ca să mai punem. Și de ce ne trebuie ranch-ul ăla, ca să ne schidem la ușă? Este, sunt aici. Cineva găsește vreo carte, ceva? Aoleu, vine Bacunița, trebuie să mă plec. Okay. Nu. Ce râs de Aoleu, prima secundă. Au, nu! Fugeam de Bacunița și era chiar aici. Fugi, stai acolo. M-a prins Felix. Aia e două vieți. Este, mamă, dar ce ruj are. Mă așteaptă puțin, că tot de acolo te dă, aștept să plece. Ah, da, aștept. Crezi că a plecat? Crezi că stai nu acum. Crezi că a plecat? Gata. Dau respawn, ok. Așa, că o să vină. Du-te în partea aia, Aici? Da, nu știu unde vine. În care parte este Bacunița? Bacunița este... Trebuie o carte, fraților. O să vină la etaj. Trebuie o carte, fiți cu ochii pe cărți. Aici că e după colț aici. Uite, sus a urcat. Oh, m-a prins! Ah, că m-am uitat la tine, m-a prins! Aoleu, Felix, te-a prins! Mai dau sfaturi. Am nevoie de cărți. Găsim pe aici vreo carte. Ce e aici? Du-te să vezi ce e. Stai să mă duc să văd aici. Ranch-ul trebuie, nu? Nu, e cheia verde. Fugi. Aoleu, m-a prins! Na. Mama mia, nu pot să cred așa ceva. Hai să vedem. Hai să urmărim pe Bacunița, să vedem cum termină jocul. Eu sunt pe Bacunița. Cristina, uite-și tu cum arătai. Eu arătam mai bine decât ea, Felix. Pe mine pantalonii ăștia stăteau mult mai bine. M-a prins pe cineva. Aoleu. Mai este cineva în viață, să vedem. Mai e asta. Da, mai este aceasta. Șoricela. Această gameriță. Haide să vedem cum se descurcă. Da, ce face? Că nu face nimic. Oare este o cocolixă? Ia să vedem, zi-ne în comentarii dacă ești o cocolixă. Da. Stăm aici și te susținem. De-aia e singura. Aoleu, sărăcuța, e singura. Singura și nu face nimic. Păi se ascunde, știi? Păi da, trebuie să faci. Câte lucruri mai să ia întoarce-te? Uite, Aoleu, vine Bacunița, vine Bacunița. Nu! Fugi. Da, nu face nimic. Păi de este, uite o carte, era o carte roșie acolo. Cum n-ai văzut-o de la parter? Păi n-am văzut-o. Aoleu, ce mi-ar fi plăcut, o văd. Știi, la fetița asta, secretul în joc este ca să-l termin, nu să stai ascunsă și alții trebuie să treacă. Așa făceam și eu înainte, Felix, dar m-am transformat într-o gameriță, știi? Aha. Am făcut și eu lucruri, ați văzut, am ieșit din casă, am făcut chestii șmechere. I-am presa că... Aoleu, o să prindă. Dar ce s-a întâmplat cu asta? Cu cine, cu Bacunița? Da, că parcă nu mai... Dar pune o cursă Bacunița dacă vrei să o prindă. A, nu vrea să o prindă. Nu vrea să o prindă, se cunosc. Ba, da. Se prinde, Felix. De ce nu pune o cursă?
Păi poate nu mai are pe moment. Sau poate nu i-a venit ideea. Nu știu cum să o prindă. Dă din cap. Dă din cap. Când am să o prind? Oare când am să o prind? Mamă, deci eu, sincer, m-am distrat super, super tare. Suntem în canale, Cristina. Am Suntem ajuns. În canale cocolișilor. Se pare că ne-a prins balcon aici în canal și trebuie să scăpăm de el. Uitați și voi, ne ține prizonieri. Să încerc să nu te mai prindă, știi? Încerc să nu mai prindă. Da, e foarte ține, ține pumnii cocolișilor. Am da. Nevoie de pumnii voștri. M-am cam prins aici ce trebuie să fac. Urmărește-l pe Gamer. Vino după mine. Hai să-l urmărim pe Gamer. Deci aici avem nevoie de niște chestii într-astea ca să deschidem un fel de manivele, nu? Vino după Gamer. Aici nu e nimic. Vin după Gamer. Dar nimic nu e aici, nu? Nu este nimic. Haideți să vedem dacă se descurcă Felix. Acolo nu e nimic, iarăși. De fapt, ultima dată când am mers, aici era ceva. Păi, Felix, vrei să te urmăresc sau vrei să-mi demonstrezi eu abilitățile mele de gameriță? Demonstrează, dar demonstrează că nu te prinde. Haideți să vedem. Nu cumva să ne prindă. E aici sus, e pe undeva. Este sus pe aici. Fetelor, ați găsit ceva? Aoleu, vine, 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 vine. S-a trezit bacon, bacon. S-a trezit bacon. Îl las să creadă că nu sunt aici. Aoleu! Ha, ha, ai crezut că m-am prins, dar nu m-ai prins, ha! L-a căzut, dar vină înapoi că o să meargă pe jos. Unde ești? Vină acolo, că nu ai ce să faci, vină de acolo. Păi nu, pe în spatele meu. Atunci ești bine, bravo. Eu sunt foarte, foarte, foarte bine. Dar trebuie să-l fac să creadă că nu sunt aici. M-am ascuns așa puțin. Cristina, dar unde sunt lucrurile? Că n-am găsit nimic. Vezi că s-a dus la etaj, Felix. Da, da, da. N-am găsit absolut nimic. Unde sunt lucrurile? Da, știu, deci am găsit aici ceva. Ce ai găsit? N-am găsit nimic. Am găsit o ușă pe care s-a deschis. Ok, aici se poate duce. Mă duc undeva, se pare că este închis aici. Bă, baconul ăsta s-a prefăcut. S-a prefăcut eleșinat. Serios? Da, o sta pe jos. Atâta de șmecherul e. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine. Ha, ha, nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde! Cristina, m-a prins. E ceva foarte ciudat. Lipsesc lucrurile. Lipsesc care lucrurile? Care le-am găsit înainte, da. Ceva ce nu ar... A, bă, baconule, nu mă prinde, te rog, nu mă prinde, nu mă prinde. De ce ți s-a pus bată pe fundița mea? Nu știu că te-au prins. Nu. Dar e super, super aproape de mine. Vezi, Felix, nu te duc. Cristina, m-ai împins pe jos. Hai de capul meu. Trebuie să avem foarte mare Cristina, grijă. Cristina, lipsesc lucrurile pe cuvântul meu de gamer. Credeți că nu s-au încărcat lucrurile? Care-i faza? Eu cred că sunt foarte bine ascunse. Fug. Poate sunt pe aici, Felix, dar nu le vedem noi. Știi? Nu sunt. Vezi că vin, să nu cobor, să nu cobor că vin. Nu cobor, nu cobor. M-am dus în camera asta sus. Lipsește. Să văd dacă e ceva. Vezi că să nu te bagi în camera, că de acolo nu mai poți să ieși. M-am băgat deja. E cam târziu, Felix. Aoleu, e baconie aici. Hai de capul meu. Ne așteaptă. Aoleu, fugi, că dacă nu ne prinde de fundiță. Cocolișilor, am o întrebare. Ce facem? Unde găsim? Că nu găsim nimic. E foarte, foarte greu acest nivel. Stai, că aici cred că e ceva acolo în colț, dar nu pot să le iau, cum tot mă urmărește. Nu, sunt ceilalți oameni. Nu cred că mai este nimeni. Ce interesant, îi văd umbra lui Bacon pe aici. Da? Uite-te, în spatele tău. Faza este că data trecută când am făcut nivelul ăsta și am dat pe el, am găsit în ușa aia când a deschis-o prima dată asta din colț. Da, am găsit chestii, da, într-adevăr. Și acum lipsește, uite. Felix, suntem numai noi, ce ne face? Uite, cheia verde. Uite aici, Felix. Care? Aici sunt. Unde e cheia verde? Ba nu, aici cineva ascuns. Unde e cheia verde? Am văzut ceva cu verde, pe bune. Dar nu, e capul acestei fete. Se roagă, da. Stai aici și se ascunde, e frică. Da, faza este că... O să mă prindă. Faza este că, auzi, du-o la fata, du-o la fata ca să o prindă și pe ea. Ca să se începe de la început. Baconule, și ne prinde pe toți? Da. Dar de ce ai închis ușa? Baconule! Du-o la fata, fă-te mică. M-a făcut mică. Hai, și acum, lasă fata că te găsește pe fata. Bă, baconule! Stai puțin. Mă duc, dau play? Imediat, să văd unde-i fata. Hai să vedem unde-i fata. Gata, a prins-o și pe ea. A prins pe toți, foarte bine. Se pare că ne-a prins pe toți. Ok, asta a fost la hard, oameni bui. Vedeți că este greu. Resetting game, perfect. Mai este ceva? Pe ce vrei să joci acum? Vreau să joc la librărie, la bibliotecă, să vedem dacă ne descurcăm. Să botez instant. Uitați, fraților, nivel... Deci, nu știu, au dispărut toate lucrurile, Cocos Cristina, pe cuvântul meu. Medium. Așa, perfect, ce bine. Poate palma. Așa. Nu mai dați pe easy. Așa, perfect. Sunteți gata să mergem la bibliotecă, la bacon? Da, și dați pe bot. Bot. Este deja 4. Hai că e super tare. Hai că e super. O să fie foarte bine. Acum să fim foarte atenți. Data trecută am prins că sunt unii player care iau lucrurile. Ba nu, tu ai găsit atunci data trecută, mă, că te-o prind. N-ai avut secunde. Ai găsit foarte bine tot. Am găsit. Ai ținut unde ai găsit înainte? Aici, la librărie. Lemnul, da.
Unde am găsit lemnul cocoleșilor? La etaj, da, de sus. Sus, la etaj, la etaj, okay. La etaj. Du-te după el, Cristina, mă bazez pe tine. Ne bazăm pe mine, mă duc acolo sus la etaj ca să iau bucata de lemn. My God, asta e în biblioteca. Ok. Ce se întâmplă? What happened to the lights? Ce se întâmplă to the lights? Felix, vorbește corect în engleză, Felix. Așa nu s-a provat, Cristina, ce vrei. Păi Felix, tu trebuie să-i vezi pe cocoleș să vorbească bine, ca lumea. Bine. Tu ești proful lor de engleză. Bine, nu, eu nu-s profesor, Cristina, scoate asta din gură. Ba da. Nu, profesor. Mă duc sus, cocoleșilor, nu știu exact unde este bacon, dar eu știu exact ce am de făcut, așa că mă duc sus, la ultimul etaj, și voi găsi acolo bucată de lemn. Sunt foarte curioasă să văd ce se află în camera aia la altă. A, dar nu pot să mă duc sus, că n-am cheia albastră. Este cheia oranj. Găsiți-mi cheia albastră, vă rog. Și voi, fetelor, mai mult curaj. De ce vă... Ai văzut cumva unde ceva este pe aici, te duci ușa pe oranj? E la etaj. Stai, toată lumea se înghesuie aici. Pe aici, uite-te prin colțuri de la cameră. Așa se întâmplă, am căzut pe masă. Deci, stai prin colțuri, uite pe bacon. Eu mă duc la etaj. În colțurile de la cameră, eu am găsit o cheie, știi? Acolo trebuie să fie. Vine baconul? Uite o cheie verde pe jos. Mi-e trebuie cheia albastră. Cine găsește cheia albastră? Aoleu, aici cheia roșie. Vine baconul după mine, e problematic. Unde? La ce etaj ești tu? Plec. La etajul 2. Faza este că eu am cheia și nu pot să-l lăsesc din cauza lui George Bacovia. Serios? Și ranga trebuie aici. Perfect. Auzi, dacă te prind într-un colț, poți să sar multe, că să fac asta. Mama mia, ia uitați-l pe bacon, este acolo sus. Am deschis ușa aia oranj, dar nu pot să merg din cauza că George Bacovia vine după mine. Da? Aici la parter nu pot să zic că am găsit nimic. Credeți că chiar nu găsim nimic? Stai. Stai să văd, aoleu, e bacon, vine după mine. Nu vreau să mă prinde bacon! Țineți-mi pumnii, cocoleșilor. Am găsit lemnul. Unde-i Bacovia? Bacovia este la etaj, la parter. Vine perfect, pe perfect. Mine. Pune-o lemnul, că l-am găsit. Pune-l. Dar trebuie ca... aia albastră. Ok. Am găsit cheia mov. Și ranch. Unde-i cheia mov? Nu știu unde este cheia. Uite aici, cheia violet. Ia-o. Așa. Am luat-o. Așa. Și eu, tu când se deschide chestia de sus, tu trebuie să o pui în safe-ul de sus, da? Eu mă duc, asta e că am luat plancul, trebuie să iau wrench-ul ca să deschid ușile. Acolo am fost eu, de acolo am luat. Uite aici wrench, aba noastră, cheia galbenă. Wrench aici sus. Are cineva nevoie de cheia galbenă? A, nu, îți trebuie wrench-ul să-l găsim ca să deschidem aia. Stai să vedem ce mai găsim aici, aici nu-i nimic. Nu, fugi că vine bacon, vine bacon, fugi. Dar nu aici. Dar unde? În care parte? O deschis cineva sus? Nu deschis. Nu, trebuie jos, vino ca așa, sar jos. Hai de capul meu. E așa. Dificil aici de sărit. Ne uităm în colțurile fiecare de la bibliotecă, știi? Da. Că aici am găsit chestii. De exemplu, uite, iar fetița asta mică. Aici care nu găsesc nimic în colțul ăsta. Ia să vedem dacă mai găsim ceva. În colțul ăsta iarăși nu este nimic. Ce greu este jos jocul. Jos nu-i nimic, că am găsit eu, dar vedem ce este. Ne trebuie cheia jos oranj. Avem nevoie de o cheie roșie sau oranj, nu știu să care. Roșie, cu oranj am găsit eu. Uite aici, ca să deschidem ușa asta. Da. Vezi să nu vine. Cheia verde, am găsit eu sus, dar n-am luat-o. Hai, cu iau. Era între bibliotecile de la etaj. Haideți să mergem, oh my god. Tu ai cheia mov, nu? Da, am purple key. Cineva a luat cheia galbenă, folosiți-o, fraților. Și unde ești? La ce etaj ești? La etajul 1. Și eu sunt la etajul 1. Bacunii aici? Fugi, dai e aici, fugi, e aici. Unde? Că nu-l văd. Nu contează, uite-l acolo, l-ai văzut? Aoleu! Păi, dar de ce te-ai dus acolo, Cristina? Că nu poți să apreste aia. Dacă mă duceam sus, era închis. Da, Cristina, dar acolo în față avea o gaură pe care puteai să mergi. Uite asta de aici, da, așa. Da, dar știi? E greu. Mă dau respawn? Da, de play. Vrei să nu vin după tine, că tot acolo te dau. E jos. Bun. Este, s-a deschis ușa. S-a deschis fata aia, celălalt de acolo. Nu știu, dar a pus un bec acolo. O lua și becul. Nu lea becul. Vezi, Felix, că e bacul lângă noi. Hai la etaj, Cristina. Hai să mergem la etaj. Repede ne ducem la etaj. Vine după mine. Aoleu, ce greu este jocul! Bacovia? George Bacovia! Nu, hai cum mă duc pe aici să văd dacă găsesc ceva pe aici. Vezi că intru în colț, George Bacovia. Hai să nu vină, îl țin aici. Aoleu, l-am văzut. Îl ține gamera. Ia uitați-l. Ok, fată, du-te cu cheia albastră sus. Du-te. Vai, dă-mi cheia albastră, hai să mergem sus acolo. Dar tu ai cheia mov, e și mai importantă. Eu n-am mica. Pe unde e cheia mova ta? Păi mi-a dat una peste cap și s-a dus. Ia-o de unde era ultima oară, că acolo... Aici eram ultima oară, dar nu știu unde s-a dus. A, nu, o pus-o undeva. Ah, ce bine că a scăpat. Ce bine că a scăpat de el. Oh my God. Bine, cocolilor, unde credeți că găsim cheia aia violet pe care eu am scăpat-o? Aici e o cheie verde. Caută cheia violet care a scăpat-o. De mine, unde e cheia violet? Nu știu. Credeți că a luat-o cineva? Era super importantă. A luat cineva. Era super importantă. Știi? Da, eu eram foarte, foarte importantă. Că cheia violet ne-a ajutat fără nicio problemă. Ca să... Vezi că e Bacovia sus. Da? Da. Mamă, mi-e frică de el. Nu vreau să mă prindă. Băi, deci nici măcar nu ați deschis cu cheia turcoaz. Da, era cineva, o avea în mână. Hai să vedem.
era cineva care avea în mână, dar nu știu sigur dacă a reușit să o folosească. Da, a folosit-o, hai sus. A folosit-o? Da, cheia MOV nu știu unde este, era foarte, la tine foarte, și foarte, cu aia ne puteam să deschidem. Într-adevăr. O pus becul aici așa. Aici trebuie să pună becul jos, fratele meu. Haide, merge, mă duc eu să iau becul? Stai că am găsit ceva aici, am găsit Ranga Banga, perfect. Ai găsit Ranga Banga? Vrei să o pui tu Ranga Banga jos, la ușă? Hai că o pui tu, vină cu acea. Bine, ia să vedem. În colțul din colț. În colțul din colț? Da. Acolo în față? Mea, da, în colț din colț. Acolo, în colțul din colț. Ia, ia-o. Și unde trebuie să pun Ranga Banga, că am uitat. La ușă să iei plancurile. Vezi unde mergi. Aoleu. Cocoleșilor, deci suntem cu toți aici sus. A, uite aici pot să sar. Da. Dar dacă sar și sar direct la... Alicia? Alicia? Aoleu. E bacon. Alicia, să nu cumva să ai... E bacon aici, okay. Face 13-14. Face 13-14 bacon. Nu, iar face 13-23. Aoleu. Îl chem la mine, Du-te jos. Aoleu, lăsați-mă să mă duc jos, la ușă. Ok, unde este ușa? În partea aia altă? În față, da. Acolo stai, nu mai știu. Nu mai știu unde e ușa. Acolo, în partea din capăt. Aici? Da, da. Așa, da. Ia să vedem, dă-mă asta jos la ieșire. Bravo. Așa, este. Le trebuie două cheia... cabluri, două cabluri și wrench-ul. Tu ce ai, fată? Tu ce ai la fata? Să vedem ce mai găsim pe aici. Amic. Faza este că Alesia e mică, are ceva în mână și nu știe să-l folosească, dar îl ține în mână, știi? Vai, deci dacă este ceva important. Da. Alesia, dă-i drumul! Aici era cumva un bec sau ceva? Da, e ok, verde și ok. A, uite, wrench. Am văzut wrench. Mă duc să-l iau. În două locuri se folosesc. Zic eu unde. L-a luat cineva? Nu l-a luat. Acum l-am luat. Așa, am prins. Hai, stai, du-te la ușă. Uite, la stâlpul ăla. Mă duc. Stânga. Aici. Aici. Și la etaj să-l folosești. Și nu știu unde este. Nu, la etaj. Ascult de camer. Ok, mă duc. Hai să văd unde este ăsta. Unde este bacon? Te rog frumos, urmărește-l pe bacon pentru mine. Nu pot să-l văd. Vezi unde te prindă. Fata asta are cheia violet. Nu contează, mergi în față. Da. Mergi în față și la scările de sus, mergi sus la etaj, nu, în spate, uite acolo, pe scările alea, așa. Mamă, ce nebunie cu jocul ăsta. Și urci pe plank. Stai să văd unde stânga. Așa, urci pe plank. Mergem acum. Da. E, aici avem nevoie, da, într-adevăr, țin minte acum. Și folosește-l. Să vedem. Ciuc. Așa, am folosit. Du-te acum la etajul de sus. Mă duc la etajul de sus? Da. Cheia asta n-avem nevoie de ea. Nu cred. Stânga, etajul de sus, okay. Perfect. Oh my god, sper să nu fie bacon pe lângă mine, că mi-e frică de el. Auzi, era o cheie argintie. Acolo, cheia albă, era acolo în... Da? În birou acolo cu și calculatoarele. Dreapta. Nu găsi nimeni becul. Bă, frate, am venit degeaba aici. Dar era jos becul. Am venit degeaba aici. Nu știu ce să faci acum, Cristina. Stai, poate totuși găsesc aici ceva, vreun cablu, vreo ceva, vreo chestie. Găsim? Cocolișilor, țineți-mi pumnii ca să mă descurc. Acolo ce trebuie la bec? Ia du-te, deschizi ușa. Ce trebuie? Ce zice? La bec. Nu-mi zice nimic. Nu știu cum deschide ușa. Ia de clip pe ea. E ceva în copătul ăla, în colțul ăla? Hai să vedem. A, prea să fie? Îi cere pe Alicia. Ali, ea este acolo. Ia, numai stă acolo. Am să încerc să mă duc jos și sper să nu vină... Te uiți așa după colț, nu ai să duci. Așa, bravo. Tu fă-i foarte mică, sar de subt. Mi-e frică, nu prea reușesc. Nu reușesc din prima. Nu veniți. Stai că Alicia când vede, las-o prindă. Aoleu, sărăcuța. Nu o prinde, că asta e ca șoricelul la Speedy Gonzales. Nu o prinde pe asta mică. Crezi că nu o prinde? Nu o prinde. Mă duc așa pe aici și încerc să... Da. Puteți să te bași prin aia, de subt. Aoleu, nu, vine după mine! Și nu te bagă de aia de subt. Că nu reușesc din prima, tu știi? N-ai reușit. Nu reușesc din prima și mi-e frică, poate mă prinde. Nu vreau să-mi asum nicio responsabilitate. Mă duc pe aici, dați-vă la o parte, că vine găsit? Bacon! Are cineva becul? Chiar vine, întoarce-te. Nu. Ok, acum, unde mă duc? Am găsit aici, vă zic eu că aici, uite. Nu știi ce este, spune-o ce este. Nu, aici nu e nimic. Uite ce e aici. Ia să vedem unde safe-ul. Vezi cheia asta? Știi care e faza? Unde e cheia gri, vorba că... Vezi să nu te prindă asta. E vorba că cineva a luat becul. E posibil Alicia, știi? Aia micuță. Da? Și nu știe unde să-l pună, că becul era acolo jos. Și n-ai cum să te mi planșa. Mi-e frică să nu vină după mine. N-ai cum să te mi planșu ca asta. Nu? Dar ce zici, Feli? S-o terminat data viitoare? O terminăm. Pentru că dacă găsiți un item în jocul ăsta, ori îl puneți unde știți, ori îl puneți deoparte, îl pune altcineva, că altfel nu poți să te mi jocul dacă deci, cineva... Deci, cocoleșilor, terminăm data viitoare această planșă, așa că să ne fiți alături și apăsați să rupeți butonul de cocolike. Scrieți în comentariu ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa! Vreau să mă întorc la bacon!